Hei, bună! Eu sunt Laili și acesta este un nou episod din vlog, așa că să începem! După cum ați văzut, am schimbat puțin fundalul, am zis să fac un fundal mai nou și după cum ați văzut și în thumbnail și în titlu și peste tot, astăzi facem haul din Anglia. Sunt foarte, foarte, foarte încântată să vă arăt și vouă ce mi-am luat și pare rău că gesticulez așa, dar da, sunt foarte încântată și imediat o să vă arăt ce mi-am luat. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru suma de abonați, adică în prezent 45.000, cred, de emoji-uri. Super, super, super tari, super, super comunitate. Și da, ne apropiem de suma de 50.000 de abonați. Nu uita să dai subscribe și tu acolo dacă încă n-ai făcut-o. Nu te mai mișca, că se aude. Bine. O să încep cu primul lucru din haul care mie mi-a plăcut super, super, super mult. Știu că vedeți pe aici tricouri, hanuraci, chestii. O să le vedeți imediat. Dar voi începe cu această cutie care mi-a plăcut super mult. E super tare. Așa arată. Și înăuntru o să vedeți imediat ce se află. E super drăguță. Ia. Îmi place super mult. Aici este bilbenul și aici este cabina telefonică. Și cred că se și aprinde. Îmi place foarte mult că aici e colorat așa. Super, super drăguț. Și se și aprinde. Cred. Asta, da. Haideți să descoperim cum. Luminează. Uitați! Uitați, are becul aici înăuntru. Și luminează și se schimbă culorile. Foarte drăguț. Îmi place foarte mult. O să se vadă super tare noaptea. O să vă arăt imediat cum se vede și noaptea. Da, deci sper că vă place și vouă, mie îmi place super, super mult, o să îl închid și o să-l bag imediat la loc. Și vom continua cu următorul lucru din haul. Următorul este acest ghiozdănel, foarte, foarte drăguț, cu London, Londra. Mi-a plăcut foarte mult acest ghiozdănel. E așa cu Mickey, mă rog, sau Mini, și are un buzunarel aici și unul mai mare aici. E foarte, foarte, foarte drăguț. Mi-a plăcut că scrie London pe el. Da, foarte mult îmi place. Continuăm cu acest ruj foarte drăguț. Uitați, stați vă arăt și cutia. Așa arată. Tum. Mi-a plăcut foarte mult. L-am încercat în magazin și am zis că trebuie neapărat să-l iau și eu. Te face să te simți așa mai fresh, dacă înțelegeți. Așa. Arată super tare. Uitați. Este o culoare destul de drăguță, nu se vede foarte tare. Și miroase senzațional. O să îl încerc acum. Da, deci așa arată. Îmi place foarte, foarte mult că nu se lipește și este așa mentolat și chiar e super, super, super drăguț. Foarte, foarte drăguț. Și tot în seria asta de make-up. Mă rog, nu e make-up, dar așa mi-am mai luat niște pensule. Așa arată. Foarte drăguțe, cu sclipici. Și o să le desfac acum cu voi. O să vedeți cum arată când o să știu să le desfac. Ok, și acum o să desfacem. O să scoatem. Ok, le-a rămas acolo. Avem aici o foaie. Ta-da! Uite, trebuie foarte, foarte drăguță. Îmi place foarte mult, e ca așa cu sclipici.
Și aici scrie fiecare pensulă pentru ce este. Avem și o mini-mapă, ca să zic așa, unde normal cred că ar trebui să faci pensulele, dar... Da, nu cred că o să încapă. Și acum să scoatem și pensulele, pentru că sunt foarte, foarte curioasă cum sunt. Mă rog, eu nu mă machiez, dar le-am luat pentru când o să mă machiez, adică în viitor. Ok, aceasta este de concealer, cred. Da. Foarte, foarte drăguță și subțire. Asta este pentru highlighter. Foarte, foarte drăguță. Aaa, ce pupăză e! Asta, aparent, este pentru fond de ten. Brațe sunt așa fine. Chiar sunt de o calitate super, super drăguță. Super, super bună, pardon. Da. Mai avem și ultima pensulă, care este cea mai groasă. Pentru contur. Da. Când o să încep și o să mă machiez, o să le folosesc cu siguranță. Poate o să fac și un video, de asta peste un an, 2, 3, 100. O să văd. Continuăm cu două pernuțe. Una mov și una albastră. Știu că astea poate se găsești în România, dar mie chiar mi-au plăcut foarte mult culorile. Și da, sunt pernuțe pentru gât și stai așa în mașină sau unde vrei tu, știi, ca să nu te doară gâtul. Sau poți să dormi pe ele sau cu ele. Și da, sunt foarte, foarte drăguțe. Continuăm cu niște UCC-uri. Super drăguțe. Mi-au plăcut foarte, foarte, foarte mult și am zis că trebuie să-mi iau și eu ceva de încălțat din Anglia. Și aici sunt foarte pufoase și în interior au blăniță albă, dar nu se vede. Iar acum trecem la tricouri, de-abia aștept, și hanorace și tot de îmbrăcat. O să încep cu cele pe care nu le vedeți. Deci, avem acest tricou cu London, super drăguț, îmi place foarte, foarte mult. Cam așa arată. Foarte drăguț. Da, îmi place super mult. Ok, continuăm cu un alt tricou. Tot alt, pe care scrie London. Și ăsta este foarte, foarte drăguț. Care este lucrul vostru preferat? Nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Ok, continuăm cu acest tricou super colorat. Bine, el este negru și cam așa arată. Ta-da! Îmi place super, super mult, e foarte colorat așa. Foarte drăguț. Următorul este un clovăraș, cred, da. Este așa alb și merge la școală și peste tot. Bine, mai m-am luat pentru la școală, că e alb și... Mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut foarte mult nasturei, pentru că sunt așa și e foarte moale, e și subțirel, chiar e foarte ok, foarte drăguț. Și ultimul lucru de pungă este acest hanorac cu London, England. Super drăguț, se desface, se închide. Și da, așa arată și are la glugă acest model. Foarte drăguț, mi-a plăcut super, super mult. Continuăm tot cu un gheptunel și după ne vom întoarce la hăinuțe. Și acesta mi-a plăcut super mult, este alb cu negru. Și aici are acest franjă, e foarte, foarte drăguț. Așa arată, mi-a plăcut super mult. Chiar e foarte drăguț. Acum ne întoarcem la hăinuțe și o să vi le arăt pe rând. Primul este acest tricou. Așa arată. Op. Mi-a plăcut foarte mult și o să-l folosesc sigur la plajă, pentru că este așa foarte, foarte colorat. Următorul este așa, cam
Așa arată. Și acesta îmi place sorry, not sorry. Ta-da! Sunt destul de simple, dar în același timp și drăguțe și chiar mi-au plăcut super mult. Următorul este acesta, love, love, love. Așa arată și acesta mi-a plăcut super mult. Următorul este acesta cu unicorn glitter. Ta-da! Normal, sclipici, îmi place, logic. Și este gri și chiar foarte drăguț. Acest pahar, pahar, chiar foarte drăguț acest pahar. Încă un tricou gri pe care scrie bleh. Cam așa. Și acesta este tot așa simpluț. Nu le-am luat să fie foarte, să se atragă foarte mult atenția. Le-am luat cât mai simpluțe. Chiar sunt foarte drăguțe. Mai avem aici un tricou. Așa, cred că acesta este ultimul tricou. Așa, pe care scrie Do what you love. Și scrie goals. Și se schimbă acest emoticon. L-am luat logic pentru că are emoji. Și tada, are inimioare în ochi sau stele. Așa. Așa, foarte, foarte drăguț. Și da, mi-a plăcut super. Și acum trecem la hanorace. Acesta care îmi place foarte, foarte mult. Așa arată. Foarte drăguț. Este negru, simplu, dar chiar îmi place super mult. Și o să port cu drag. Următorul hanorac este acesta roșu, foarte drăguț, pe care scrie New York. Îmi place foarte mult și da, v-am spus că nu sunt foarte, foarte, foarte sclipicioase sau așa, cât mai simplu. Următorul este acesta cu galben, pe care scrie Born Ready. Asta mi-a plăcut super tare, mai ales mesajul e super mișto. Așa arată, e simplu, foarte drăguț, galben, super drăguț. Următorul este acest hanorac gri, super drăguț și pe mâneci are așa, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îmi place materialul super mult, este foarte, foarte moale. Următorul este acesta. Acesta mi-a plăcut, e alb, pot să-l port și la școală. Deci, da. Oricum l-aș fi luat și dacă nu l-aș fi putut purta la școală. E foarte drăguț. Și ultimul, cred, este acesta mov. Pe care scrie University. Și Cambridge. Așa arată. Și da, și acesta îmi place super mult. Mi-am mai luat și acest gel de duș, care e foarte, foarte drăguț. Îl apeși aici, pui puțin în mână și face foarte multă spumă. Chiar mi-a plăcut super, super mult. Și ultimul lucru este această cană, nu e cană, acest pahar pe care scrie dance, pe care scrie dance și mie mi-a plăcut super mult. Se desface de aici și pot să bei pe aici sau pur și simplu se desface să bei pe aici. Este roz cu sclipici, dar mai ales scrie dance și de asta mi-a plăcut foarte. Și în premieră, ultimul lucru este acest diamantau. Acest diamantag e foarte, foarte drăguț. Este negru cu model așa.
Mie mi-a plăcut super mult și să vă spun de ce mi-am luat acest geamantan, pentru că dacă nu aveam nevoie de el, nu mi-l luam. Dar am realizat că am făcut mult prea multe cumpărături și că nu mi-i cap toate hainele în geamantanul meu. Așa că am mai luat unul mai mic. Da. Nu uitați că în curând pe canalul meu de YouTube va urma și videoul cu dulciuri din Anglia, așa că stați cu ochii pe canalul meu de YouTube. După mine, toate aceste vloguri din seria cu Anglia sunt foarte drăguțe, deci da. Acesta a fost vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un mare like, să-l share-uiți și prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să dați subscribe pentru a face parte din hashtag EmojiFam. Eu vă pup cu drag și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Pa!